Strada sub cetate din Reghin este în acest moment cel mai prost drum intens circulat din municipiul Reghin. Dacă greșim când spunem asta, ar trebui să ne anunțați. Însă și locuitorii ei sunt convinși că strada ca a lor nu se mai găsește în tot municipiul. Ei sunt uimiți că nu s-a făcut nimic recent pentru ea, nici măcar plombări de gropi. Fericiți sunt cei care pot opta să evite această stradă, dar din nefericire pentru ei, riveranii n-au încotro și își supun zilnic mașinile unui test de rezistență. Și normal că trebuie reparată. De atâta timp nu s-a făcut nimic la ea, arată dezastru. Cum se circulă? Foarte greu. Foarte greu. Având în vedere că sunt multe mașini pe stradă, e greu, e greu de circulat, că e rea. Foarte nasol. Rău de tot și de multe așa. Foarte greu. Și pe jos și cu mașină. Foarte greu. Recent, locuitorii au primit o veste bună. Polițiștii comunitari au înștiințat că au termen până la data de 20 septembrie pentru a se racorda la sistemul stradal de canalizare, pentru că după această dată vor începe lucrările de asfaltare și atunci nimeni nu va mai primi aprobare să spargă asfaltul pentru canalizare. Oamenii s-au convins că nu sunt doar vorbe, când au găsit echipele de muncitori la drumuri și poduri înlocuind bordurile și pregătind totul pentru asfaltare. Eu cred că la începutul lui octombrie deja putem vorbi de începerea asfaltării. Trebuie să știți că de aceea am scos la licitație, pentru că o firmă specializată execută o lucrare mai de calitate, atât la preț și cât și în timp. Planul de investiție cuprinde alături de subcetate și străzile Târnavei și Someșului, situate în zona Iernuțeni, acolo unde locuitorii așteaptă și ei de ani de zile ca drumurile lor să intre în categoria drumurilor ușor practicabile, fără ca mașinile lor să facă vizite dese la atelierele de servicii auto.